Suntem din nou acasă la Oana Speranța Stoica, care suferă de o boală cumplită. Oana, poți să ne repeți cum se numește boala ta? Epidermoliză buloasă distrofică. Știu că ești într-o situație mult mai critică decât atunci când am fost ultima dată la tine. Cum te simți? Ce să zic, sunt foarte slăbită, mă simt foarte rău, foarte rău. Am tras chinuri mari cu mâna și cred că am avut mai multe și cu stomacul și cu mai multe și cred că m-am pus la pământ. Boala ți afectează și organele interne? Da, da, da. Tot corpul mi-e, dar acum peste cap. Mi-am făcut și niște analize, trebuie să vină rezultatele. Asta de din iarnă te simți mai rău de când ai avut mâna foarte grav afectată? Din ianuarie. Da? Și acum este, după cum se poate vedea, destul de grav, dar este mai bine puțin decât acum o lună când am fost la tine. Da, au început să se vindece și tot iau coaja și o spăl, o dezinfectez, o dau cu spray, cu creme. Care asta te costă lunar niște bani și cu asta încercăm și dorim să te ajutăm lună de lună, așa după cum bine știi și cei care ne urmăresc știu lucrul acesta. Oana, știu că ai leșinat în oraș, în Sladna. Da. Ce s-a întâmplat? Dintr-un bun senin, dintr-o dată. Pur și simplu, dacă nu era cumnata cu mine, am căzut jos din bun senin. Mi s-a făcut rău de la atâtea numai. Mi s-a slăbit organismul, cred că n-am mai știut de mine. Câteva momente. Am avut norocul, a fost cineva cu mine. Și m-a trezit cu apă și... Doamne, că nu știu. Ce fac copiii, soțul? Copiii la școală, soțul tot cu animalele, cu lucru, că atunci era la pădure, la lucru și de-abia după masa la 5 o veni săracul când m-au auzit. Mi-ai spus adineauri că ei sunt singurii care te susțin moral, cei care te ridică moral, ca să poți să duci lupta cu boala mai departe. Da. Poți să ne spui și nouă, adică poți să spui și celor care văd acest material lucru, să ne spui ceea ce mi-ai spus mie când nu filmam atunci. Cu soțul și cu copiii am noroc că ei îmi ridică moralul, ei mă țin, ei mă grijesc, ei mă fac să râd și părinții, mama mai ales, că tata e mai bolnav. Tatăl tău este paralizat la pat, după câte știu. Da, da. Este foarte greu și boala ta este cumplită, tot corpul tău este plin de răni deschise, dureroase și ca să poți să suporți aceste dureri cumplite, tu folosești zilnic calmante. Da. Știu că mi-ai spus la un moment dat că nici acestea nu-și mai fac efectul așa cum trebuie. Nu, că eu atâtea acum, cred că de-aia mi s-a făcut și rău de la atâtea dureri. Mi s-a slăbit organismul rău de tot. Care este tratamentul tău acum pe care îl faci aici în țară? Ai o pensie de 340 de lei și un tratament care ajunge lunar la aproximativ 1650 de lei. Ce anume folosești împotriva bolii? Boala nu are leac, nu are vindecare, dar cum reușești să... sau ce folosești? Folosesc medicamente pentru a... eu am imunitatea foarte scăzută de la boală. Da. Și eu tot timpul trebuie să o alimentez imunitatea, să fie cât de cât, deci ridicată n-are cum să fie. Prin vitamine, prin antibiotic foarte puțin, că și ăla mi-a dat organismul de la infecțiile ce le-am avut, mi-a dat organismul peste cap. Și... calmante foarte multe. Bandaje, tot corpul tău este bandajat. Da, da, da. Pe care le schimbi tot la o zi, două. La o zi. Dacă nu le schimbi, dacă nu cumperi bandaje, dacă nu le, da, nu le schimbi, ce se întâmplă? Urează foarte rău și infecția. Face proi? Da. Și infecția, dacă se mărește, e grav pentru mine că... Deci dacă nu schimbi bandajele la o zi, două, face proi, se infectează, ceea ce îți va grava și mai mult boala. Da. Pentru că azi dimineață și uitați cât puroi a ieșit iar. Am înțeles. Așa-i boala. Pentru că de-a lungul timpului, de când promovăm cazul tău, au fost unele persoane care ne-au întrebat ce fel de medicamente folosești, în ce stare ești, sau de ce folosești foarte multe bandaje. Chiar ne-a întrebat cineva. Pentru răni. Să pentru te răni. Da. De infecții, de microbi. Ies des rănile pe corp? Da. Da. Și cum se manifestă în prima fază rana? Prin bule cu apă. Deci bășici cu apă? Da. Acestea se spargă în cât timp? 2 zile. În 2 zile. Așa. Și rămâne carne deschisă, rămâne rană deschisă. Dar le sparg eu de multe ori. De ce? Ca să... eu mă gândesc că se vindecă, dar nu se vindecă, câtă rană se face, știi? Uh-huh.
dacă să nu mai suport durerea și să măresc dacă le și doare, ca doare. Și când te vatem la picior de la un papuc. Da, da. Cu cât umbli mai mult cu el, vei da. Și ca să mărește și da. Te doare mai mult, face presiune pe piele. Da. Așa să înțeleg că se manifestă și la tine. Da. Și de-aia le spalc să nu se facă mari, da. Folosești multe creme, știu, folosești da. Multe soluții. Multe spray-uri. Spray-uri. Da. Toate astea ajung lunar aici la noi în țară la 1650 da. De lei, pe care noi am încercat să ți-o oferim lună de lună și aș vrea să confirmi că da, s-a întâmplat lucrul acesta da. Da. Pentru cei care urmăresc acest material video și noi vrem să continuăm să te ajutăm cu ajutorul celor care văd aceste materiale video și care doresc să te ajute. Să treci mai ușor și mai așa bine peste aici, boala da. Cumplită de care suferi. Dorința ta, visul tău este să ajungi în Germania. Dacă se poate și aș vrea să ne spui de ce în Germania și ce se va întâmpla acolo și cât costă tot ce se întâmplă acolo. Acolo mi se face niște tratamente, că mă întreabă lumea ce tratamente. Eu nu prea știu exact, că nu știu bine limba. Și doctorii îmi zice, nu, pe înțelesul meu câteva vorbe. Dar mi se fac niște tratamente care pe mine mă aduc, readuc un pic la viață, știți? Tratament al pielii, după cât am înțeles de la tine. Al pielii, al organismului, fortificarea organismului, a pielii, a tot ce ține de mine. Practic, boala îți distruge pielea, îți distruge organismul da. Și organele interne. Da. Corpul tău trebuie fortificat, da. Trebuie întărit, ca da. Boala să nu înainteze. Da. Nu aș vrea să folosesc cuvinte dure, dar tu mi-ai spus lucrul ăsta. Și îmi permis să spun și eu, pentru ca cei care văd acest material video să înțeleagă, știu că dacă boala avansează, ea poate fi fatală. Da, da, da. Și mi-ai spus că medicii nu ți-au dat mai mult de 30 de ani. Nu. Câți ani ai tu acum? 37. 37 de ani. Dumnezeu te-a ajutat să ajungi până la da. Vârsta asta. Păi Dumnezeu mă ridică, Dumnezeu mă... Știu că ești o femeie credincioasă. Da. Dumnezeu mi-a dat o familie care o femeie normală nu are. Multe femei normale își dorește să aibă familia mea, soțul, care sunt cum sunt, mă iubește, poate copiii care și mă respectă și mă iubesc așa cum sunt. Deci dorința ta este să ajungi în Germania pentru ca să poți să treci mai ușor peste această boală, să-ți fortifice corpul da. Și să-ți ofere o șansă mai mare și mai lungă de viață. Da. Cei care văd acest material video și doresc să te ajute, te pot contacta direct pe tine, ne pot contacta pe noi, ca împreună să ne unim forțele, ca tu să poți ajunge în Germania sau cel puțin să reușești să-ți plătești aici în țară lunar acel, da. Acel tratament sau acele tratamente, creme, antibiotice, medicamente, bandaje, tot ce ai nevoie. Da. Atunci când te-am cunoscut, prima dată nu mi-a venit să cred că pensia ta este de doar 340 de lei. Nu, știu lucrul ăsta că m-am interesat, dar... Este atât de greu de crezut și mulți oameni, dacă aud lucrul acesta, cred că le este foarte greu să creadă, dar aceasta este realitatea. Da. Spune-mi, te rog, tratamentul și medicamentele tale nu pot fi decontate de casa de asigurări? De ce? Nu. Nu știu, boala mea nu se încadrează. Nu mi se dă numai niște creme care alea sunt foarte slabe, la ce am eu. Deci în conținut sunt foarte slabe. Fucidin, triamcinolon, pentru mine alea sunt foarte slabe. Da, chiar... Te rog să ne amintești câteva medicamente sau soluții pe care le folosești aici acum. Poate cei care văd, poate o să te ajute și cu ele. Eu folosesc pansamentele cele mai ieftine de la Harman, de la Cosmopol. Cele așa. Mai ieftine, pentru că nu-mi permit de alea mai scumpe. Am înțeles. Folosesc tonotil pentru fortificarea corpului, pentru imunitate. Flamexin este pentru dureri. Antibiotice acum... Depinde de gravitatea infecției, știți? Da. Dacă este mai slabă, folosesc amoxicilină. Dacă este mai tare, folosesc cum îi zice, la antibioticul ăla cu A. Cam și pierde de astea de memorie. Chiar am vrut să te întreb, care sunt alte efecte negative ale bolii, dincolo de durerile pielii sau de... Pierderi foarte mari de memorie am în ultimul moment. Perioadă și de vedere. Deci din cauza bolii. Da, mi s-a luat vederea foarte rău. Și memoria. Uit așa, știți, pe moment. Am înțeles. Da. Eu cred că vom găsi în continuare oameni dispuși să te ajute, așa cum am reușit și până acum.
așa cum ai spus și tu, că te-am ajutat lună de lună, începând cu octombrie 2015, pentru plata tratamentului aici în țară de 1650 de lei. Și cred că vom găsi în continuare oameni care să te susțină, fie pentru tratamentul acesta lunar, fie pentru a pleca cât mai repede în Germania și a putea să faci acolo acel tratament la care atât de mult visezi. Aș vrea să spun un mulțumesc în avans celor care și vor face lucrul acesta. Mulțumesc din suflet pentru tot ajutorul și ție îți mulțumesc și la toată lumea care m-a ajutat, la absolut toată lumea. N-am cum să le mulțumesc numai printr-un simplu mulțumesc. Deci nu, altfel. Și printr-o rugăciune la Bunul Dumnezeu să le răsplătească favorul făcut pentru mine. Și efortul făcut pentru mine. Boala ta este atât de cumplită încât pe mine, așa cum știi, când ne-am văzut prima dată și apoi a doua oară, m-a lăsat fără cuvinte și cred că și pe cei mai mulți care vor vedea acest material video, deși te văd îmbrăcată acum, tu știi că atunci când am fost la tine, am văzut spatele plin de răni, plin de bandaje. De multe ori, cei care m-au întrebat le-am spus că nici nu vă puteți imagina ce fel de boală este, iar cei care vor să vadă și vor să te cunoască, și cei care vor să... Că de multe ori oamenii sunt sceptici, chiar existi. Da, cei da, care vor să te vadă personal, poți să vin aici în Slatna, da, sau da, lângă Slatna. Au fost oameni care nu mai veni, da. Au venit și la tine, da, da, să vadă situația reală în da, care tu ești. Da, așa este. Noi le mulțumim că te vor ajuta și îți dorim multă, multă sănătate și mulți și ani de acum încolo. Mulțumesc. Chiar dacă suferi atât de mult, Dumnezeu să-ți dea Dumnezeu putere să te întărească. Așa cum sunt, nu contează. Pentru că ai doi copii de crescut, da, ai un soț care te iubește da, și care este alături de tine și vă dorim multă sănătate. Mulțumim mult și dumneavoastră, numai bine și multă sănătate.